Grevă generală în educație. În județul Mehedinți, participarea la acest demers a fost de 89%. La Liceul Tehnic Decebal s-a alăturat grevei chiar și directorul unității. La Liceul Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin, participarea la grevă este de 100% și conducerea unității s-a alăturat demersului. Cadrele didactice nu au mers la cursuri, rămânând în cancelarie. Profesorii reclamă faptul că salariul nu le ajunge de la lună la lună. Alexandra este profesor debutant și are un salariu de 2400 de lei. Acasă o așteaptă un copil. Un salariu de 2400, cu ce poți să rămâi, ce să pui deoparte, ce să aduci în casă, cu ce să susții familia când salariul e de 2400, când nouă la nivel României ne trebuie undeva la 3000 și ceva ca să avem un trai destul de decent, pentru a avea un trai decent, adică decent fără a mai pune ceva deoparte, fără a mai investi în noi ca și oameni, a ne dezvolta, promova anumite cursuri, a face anumite poziții. Nici în cazul profesorilor cu experiență, lucrurile nu sunt roz din punct de vedere al salarizării. Adrian lucrează de 25 de ani în învățământ, iar la final de lună nu se alege mai cu nimic. Au fost destule momente în care am avut toleranța de a accepta că, mă rog, dincolo de declarații și lozinci, n-am fost în mod real prioritate. Am vrea în sfârșit să sărim de nivelul lozincilor, să vedem concret că se realizează pași realmente importanți în această direcție. După două runde, asta demonstrează faptul că nu le pasă. Nu le pasă de nimic din această țară, că de-aia s-a distrus această țară. Nu le pasă. Atât. Dascălii spun că au ajuns la capătul răbdării. Au participat la pichetări, greve de avertisment și nimeni nu i-a băgat în seamă. Aș vrea să precizez faptul că începând din decembrie au fost făcute demersuri în vederea acestei greve generale, în sensul în care s-au tras semnale de alarmă. Colegii mei au participat la acțiunile de pichetare, la toate formele de protest organizate până acum, dar, așa cum ar fi bine să reamintim, nu au fost discuții în nicio etapă, adică decidenții politici nu au catadixit să aplece urechea la cererile profesorilor. Și iată că suntem în acest moment în această situație de grevă generală. Greva generală va continua și sunt convins că personalul din învățământ trage un semnal de alarmă că lucrurile nu pot să mai meargă așa. Au trecut 18 ani de la ultima grevă generală. Este momentul acum pentru că altfel criza se acutizează. Atenția acordată de guvern este umilitoare. Totul este doar la nivelul declarațiilor. Statutul normal acordat cadrului didactic este umilitor. Nu am fost niciodată prioritatea numărul 1 națională și acest fapt se relevă în salarizare și în finanțarea generală a sistemului de învățământ. Sindicatele spun că au ales acest moment când se apropie încheierea mediilor și examenele naționale pentru a spune în ce situație disperată este învățământul. După părerea noastră, cred că este un moment important și bine ales. S-au desfășurat toți pașii pentru a ajunge aici și este ultimul lucru pe care îl mai aveam de făcut, greva generală. Am început protestele din decembrie cu meeting-uri desfășurate la București și cu proteste în fața prefecturilor din mai multe județe și apoi cu meeting-ul de la București în data de 10 mai. Greva a fost apoi anunțată, grevă generală, pe 22 mai. De ce este un moment prost? Pentru că este finalul anului școlar și că, într-adevăr, până în acest an, niciodată sindicatul nu a anunțat grevă generală la sfârșit de an școlar. Astăzi, personalul din sistemul de învățământ din România a declanșat greva generală pe perioadă nedeterminată datorită faptului că actualii guvernanți refuză să poarte un dialog sincer cu liderii de sindicat în ceea ce privește soluționarea revendicărilor personalului din sistemul de învățământ din România. Unele dintre revendicări sunt creșterea condițiilor în învățământ în ceea ce privește baza materială și infrastructura, încă se știe că există școli în România care nu sunt legate la canalizare și apă. Greva se va desfășura pe termen nelimitat, iar profesorii sunt mai hotărâți ca niciodată să nu cedeze până când nu vor fi tratați cu respectul cuvenit.